face. Salata de vinete aici mai aproape. Păi asta arată bine, da. Că roșiile astea nu le mai spăl. Nu trebuie. E greu. Asta era mai clară linia asta. Că e proaspăt. Eu vreau să-l duc acasă cu mine. Mm-hmm. Și eu pe asta. Tu s-o pui super bine, Sofia. Nu, vreau să-i fac un acvariu. Da, și face tu o peșteră. Sofia, ce citești? Pax. Ai, 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 ai dat seama aveți aici? Fui, cele mai faine jucării. Le-am cumpărat chiar din târg. Și eu. Îmi arăți ce ți-ai luat? Ai, 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 ce șmecher. Bicicletă. Ia câte viteze are. Câte viteze are? Tu l-ai, doamne, ce de viteze. Nici nu știu numărată de mult. 21 are în total. 21 de viteze? Da, a spus tati că se numără și altfel, nu numai 1, 2, 3, 4, 5. Da. O să te văd cum te duci. Stai să-mi schimb viteza. Schimbă viteza, nu lăsa pe urcare. Fain. Dar ce face pisica asta aici? Încearcă să sugă. Să sugă? Tu! Din picioare! Ce drăguță e! Parcă-i Batman! Nu-i bai că l-ai mâncat când ți se face foame. Ce crezi tu? Umblă cineva cu altceva după tine? Dă-te încolo. Nu mâncă tu ce ai în iesle. Nu fă tu nazuri cu mine. La noi nu așa funcționează. Poftă bună! Și voi, mereți! Aici stați, da? Am de lucru. Nu vă las afară. Încă nu știu cât consumă tractorașul ăsta. Am de mărți până în cătună astăzi cu el. Așa că o să-i bag motorină. Cât de multe? Mă trezesc că rămân fără. Dar nu consumă mult oricum, că din ce zice lumea, consumă destul de puțin. Vom vedea astăzi că avem de făcut și drumuri și lucrări cu el. No, ia că e gata. Treaba e în felul următor. E la căsuța din cătun.
Am făcut o fârcitură acolo acum câteva săptămâni înainte. Ioi! No. Lasă că o scoate la urmă oare cândva, că nu s-aduce pățevi în jos. Nu s-aduce motor. La căsuța din Cătun am făcut împreună cu Victor și cu Andreea și cu Sofia. Am făcut o și fârcitură. Cu soacră. Și acum am împrumutat peridocul ăsta de la un prieten și o să merem încolo să aducem fârcitura, că se anunță ceva ploi și acolo ni s-o dezveli fârcitura și vreau să o văd adus acasă. Acum, dacă mă te duc încolo, o să pun o prelată pe peridocul ăsta și o să duc niște gunoi, pentru că acolo avem grădină și ne va trebui gunoi și anul viitor. Ca să nu mă duc gol, că tot trebuie să mă duc. Ăsta e planul pe ziua de azi. Și de-aia am băgat, ia să văd eu, că încă nu m-am uitat așa expres, să văd cât e de mare rezervul ăsta. Bucă de mare, cred că e vreo 40-50 de litri. Puneți-mi voi în comentarii dacă știți cât are un rezervor de 400. Dar nu încerci să-ți scoți aia de acolo. E cam multă motorină acum și l-ai scoate eu la urmă pe când s-a mai golit și l-ai putea acăța cu o sârmă. Acum nu stau să plutească pe motorină și să... Dar n-am mere pe furtunie, că furtunele sunt atâta. Cum crezi tu? Na. S-o goli canista. Hai de mine, mă. Mă lasă că îmi da de lucru la copilaș. Ia cu curs un pic de ulei. Dar puțin. Pic de ulei, o curs pe ăla. Bagă mâna și simte. Că văd eu ce e aici. Ia la capă, la țeava asta. Cred că asta e pompa servo, să fie asta. S-ar putea să fie pompa servo. Cred că ulei de la servo direcție. Nu. Cred că ulei de la hidraulic curge. S-ar putea, cred că asta e pompa... Pompa servo sau pompa de ulei. Nu. Îmi tii cu curs. Verde de la Măriu ca lui duce, că până la anul s-a gătat de el. Până încarc eu gunoiul și văd salata aceea de vinete, că atâta de bine îmi place și mi-ai pune și biscuiță aceea cu mine și un iaurt poate că și apoi până de seară dacă mă duc încolo tot o-i face câte ceva. Trebuie să mut putoaiele alea de acolo să-mi fac culoar. Am de lucru, nu știu, să-mi duc și casa cu mine. Putea să duc și coasa să cosesc pe acolo pe sunuc prima dată, pe buruiana mare. Îmi vedea unde le-am așezat cități. Uite că până încarc eu, nu știu cât e ceasul, trebuie să vin eu la mult sau vii tu? Vii tu? Vii tu? Vii tu? Nu! N-a fi. Lasă că mi-o încărcai un pic și apoi mă hodini și o-i mulge capele.
Că pe diboliță numai de la iarnă muge. Va, ce diboliță fain avem. Cu pot cineva mula e. Cu pesta micilor rumegătoare. A fost doctor veterinar de la noi din comună. Ceea ce ne arată că e destul de gravă situația cu pesta asta, că domnul doctor a venit să vadă animalele, să vadă dacă sunt sănătoase și să ne spună câteva sfaturi cum să le protejăm. Așa că... Da, deci domnul doctor zicea că e bună, e faină, dibolița e tânără și pare să fie gestantă, că ne tot treabă lumea, încă ne mai treabă din comentarii că e gestantă sau ce face măriuca. Iar ne-a întrebat cineva, ieri mi-a scris cineva că ce face gruia, că nu l-a mai văzut pe gruia de mult. Gruia e pe aici, face prostii, fugărește caprele și într-o dimineață, când am venit în jos așa tiptil că îl mai las liber câteodată, dumnealui trăgea de o capră de urechi de numai. Îi gândești că vrea să o rupă, să juca așa prostește cu el ce făcea. Și acum nu prea îl mai las între capre decât când suntem noi cu supraveghere. Că îi trebuie educație la cățelul ăsta. Și am ajuns cu mine în cătun cu destul de multe dificultăți, deoarece traseul până în cătun are niște pante foarte abrupte și destul de multe. N-am pus foarte mult pe remorcă, dar s-o simțit. S-o simțit sarcina și mă bucur că am ajuns cu bine. Că era mai de ajutor un mic, dar pentru că trebuie să ducem fânul de aici, facem două lucruri. Nu? Ia, ăsta vreau să dispar de aici. Ce frumos! Ce frumos miroase a miere, Victor! Asta e salcâm? Nu. Asta e, cred că, coada șoricelului. Nu coada șoricelului. Mamă, ce bine miroase, uite-și! Ia salata de vinete aici mai aproape. Până asta arată bine, da. Că eu roșiile astea nu le mai spăl. Nu trebuie. E greu. Ai inima de boba. Asta? Drăguț. Ca micuțe, da? Un pic mai multă apă. Ce dulce. De roșii de micuțe. Cam mică inima de bou. Care este una? Vreau eu pe da. Mi-a plăcut mea cu lemnă. Dacă cu lemnele. E da bani. Ce miros, ce mireasmă, ce parfum. Îți place? Miros, e interesant. Miros parcă de bogăție. Sau de... De oi. Tinerețe? De oi. Îți place, Sofia?
De ceva așa primordial, strovet. Îmi place mai mult ăla de cal. De cal? Mie cel mai mult îmi place ăla de bigolita. Mi-a pasă de oare. Mie cel mai mult îmi place de domestos. De domestos, vai de capul nostru. Vai de noi. Era o glumă. Prometo. Am nu ce mai credem. No. Ia un colț de bunătăți din grădină. Brânzătele mea. De capră. Stai, că de-ai vizia ce mă face vinete. Victor. Nu o să poți folosi în mare, dacă de-aia povestești. Nu mai fă mutre. Dar pe mine a intrat apă și... Hei! Eu vreau să stau pe hamac un pic. Cât de puzor? Bunioam, prea târziu. Nu că fie, hai că după aia eu mă duc la lucru 10 minute și apoi te las pe tine, hai. Stai, mă privești pe mine? Mhm. Dacă mă privești și laudă-mă goarice, nu numai mă privi. Ia uite cum mi-a căzut un măr în hamac. Nu te-a căzut un măr în hamac, că eu l-am aruncat mai înainte. Taci. Mănânc un biscuit, e doi. Și mă uit la oile astea cum pasc. Bine? Nu bine? Dar ce-ar fi mai bine? O să le zic de acolo. Da. Să mă lași pe mine, să cite. Ești tu cam egoistă. A, da. Măcar tine că recunosc. Dar să nu recunosc. Stăm un pic și apoi merg la lucru iară. Ce mai lucrăm, Sofia? Nimic. Că am lucrat acasă. Ce ai lucrat acasă? Mi-am făcut curat în cameră. Ăla e lucru? Da. Aia e mentenanță. Lucru-i ce lucru pentru... familie, nu, nu pentru camera ta. Păi lucru pentru familie. Ce lucru pentru familie? Fac aurat în cameră. Pentru familie? Eu nici nu intru în camera ta. Da, nu, dar... Vine așa să mă uit dacă ți-ai făcut curat, ai treaba ta să-ți faci curat în locul unde stai. Are. Cum adică oare? Mai ai întrebări? Da. Tu de ce nu-ți faci curat în cameră? Uite, erai aranjat 3 roabe de lemne. Aia a fost lucru pentru familie. Mm-hmm. Astăzi ce faci pentru familie? Strângi masa. Nu că mai mănâncă. Cine? Știi ce scrie în Biblie, Sofia? Cine nu lucră, să nici nu mănânce. Da, am lucrat. Nu, de că tu încă oare ce de lucru ca să poți să zici tu pe disară, tati, eu am lucrat astăzi, nu ți-am dat ceva greu, ți-am dat ceva ușurel așa de copii. Să poți zice, tati, eu am lucrat astăzi, vreau să și mănânc. Eu lucru, că ajut pe mami. Păi cu ce ai ajutat-o pe mami astăzi? Cu multe. Păi spune-mi. Am spălat-o de mama. Spălat-o tu de vase? Nu, că o spălat-o mami. No, drăguț. Dar mi-am făcut curăț în cameră. Da, e bine, asta apreciez. Să știi că-s foarte mândru de tine că-ți faci, că-ți fii camera atât de curată. Uite, de exemplu, Victor e un băiețoi
Și lui trebuie să-i spunem tot timpul să-și facă curat în cameră. Da, mi-i curat și mie. Da, ți-e destul de curat. Păi și-o făcut și el. Dar nu așa de curat ca la Sofie. Și plus ție trebuie să se spună de mai multe ori ca să... Da, sigur, curat. Nu știu ce-a fost la mine în cameră. Sofie își face din propria inițiativă. Tu cam îți faci când îți vine porunca împărătească. Sofia, ce citești? Pax. Câte pagini are cartea aia? 207. 207 pagini și tu până acolo ai citit? Da, de când? Doamne, ce mult îmi place de tine cum citești. De vinerea trecută, așa? Nu știu. Da, bun. Să elibera hamacul, poți să mergi pe hamac, dar te rog să strângi masa prima dată, bine? Nu. Până atunci stă Victor pe hamac și după aia te lasă pe tine. Dar stai aici, ca te zici tu să mă lase cazele. Te lasă, că i-am spus eu și știe deja. Nu, nu, să las o prin gustul de hamac. Ce ai făcut? Am prins gustul de hamac, da. Și uite, acolo mai este unul, hamacul albastru, te duci și te sui pe el. Ăla e lui Sofia. Ăsta e a mea. Hei, uită-te la mine. Când termină Sofia de strâns masa, o lași pe hamac. Ce trebuie să spui? Bine, tati. Bine, tati. Vrei să găsești o comară? Atunci trebuie să faci ce zic eu. Coboară. O să vezi, o să găsești o comară pe hamac. Dar spune-mi de ce. Uite, vezi acolo castravetele alea dublă. Păi hai. Poate n-are. Are. Hai. Scoate bucățile de iarbă. Alarmă la tractor, dar Sofia, alarma funcționează numai când dau cu spatele. Ioi vinetele mele! Ioi vinetele tale! Călcat tu fârșitura asta, mă, și-a nu trebuie să o spargi. Ce bine ai legat-o aici, prelata, că o trecut furtuna și legătura ta nu o rupt-o. Mare, mare meseria, ce face tu. Problema e că s-o rupt folia. Bine, amu, nu are el treabă cu... Păi nu, că nu te-aia zic. Nu mă zic, că mai mult tot ținu legătura lui Victor decât folia cumpărată. Am cumpărat folie mai scumpă. Da. No, nu-i bai că ia și anii, o ducem acasă și... O să-i ducem acasă și o să le facem. Trăim mai liniștiți. Da. Hai dați și luați tătie foliile astea și le băgați în sacul ăla din șură. Bine. Aruncați... ce ai acolo, Sofia? Năpârcă. Năpârcă? Uite, năpârcă. Nu știu dacă îi zice năpârcă. Deci, știi ce am făcut? Am încercat să o prind. Să prind șarpele ăsta. Și l-am apăsat. Dar nu-i șarpe, ăsta e de fapt, ți-am zis eu, șopârlă.
așa, și o pârlă fără picioare. Am apăsat-o. Ce? Nu cred că e și o pârlă. Bine, nu oricum. Ascultă, numai așa cum oricum, vreți voi. Oricum. Să vezi tu că avem expert acolo pe internet care ne spune exact ce lui. Și e un fel, e din familia șopârlelor, Daniel, nu, nu vrei să înțelegi odată. Eu vreau să înțeleg, dar nu pot crede că o șopârlă fără picioare, cum e aia? A, bun, și am apăsat-o pe spate, aici, pe burtă și nu m-am trezit că puiul ăsta pe jos. O ieși din ea. Dacă te duc acolo, încă e locul unde a stat. Uh-huh. Asta era mai clară linia asta. Că e proaspăt. Eu vreau să-l duc acasă cu mine. Mm-hmm. Și eu pe asta. Tu pui super bine, Sofia. Nu, vreau să-i fac un acvariu. Da, și face tu o peșteră. Dar vreau să-i duc acasă, că ai zis că la fiecare casă trebuie să fie câte una din asta. Fii sigură că și acasă la tine sunt. Ba, nu. Mm-hmm. Vreau să-i mai scot. Nu mai iese. Da, nu? Pe ce? Na, bun. A trebuit să ghezi de cosit. Și... ori unul, ori altul, pe peridoc și unul aici. Așa, pentru? Să mai așezi. Mhm, bine. Gata cu decosât, că mai așez eu până atunci. Destul de bine, s-o păstrați. Numai prafă la ce iasă din el, sau îi mucegai? Nu, pe margine. Pe margine s-o mai... Ioi! S-o intra picior. Ți-a intrat piciorul între? Nu, am călcat pe un pic de spină. A, ești desculț? Da. Dar foarte ușor să sparge furcitura și să așeze. Apoi acasă mă așezau iară. Avem lemne destule. Îmi pune și mă așezau frumos. Sofia. Tu că nu-l poți ține. E ocupat acum. Cu filmat. Ia o să fie noul nostru cameraman. Îl prind? Am încercat, dar nu a ieșit. Tati, uite-te un pic. Amintesc când merea tata meu la fund, la bună, la mășcaș. Și căra o vieță cu cai, venea ea cu turbo, o să vezi cum se închingea când merea cu căruța plină. Tata ce puneau și ei, poate mai mult. Și apoi venea, era tata stroh, gros atâta strohul pe spate, să băga sub robinet, tati. Mm-hmm. Și nu a murit tu, uite că trăiești încă. Ce la stroh? Praful ăla de la... Fân? Praful, frunzulițele astea mici de la fân. Acum praful de la fân, Daniel. Nu-i praful, că nu-i praf. Praful-i particulele mici. Dar e vorba de frunzulițele astea. Fânul cel mai mărunt. Na, dragă, suntem gata, mai trebuie greblat. N-am prins? Te prind. N-am prins, mai iubire. Dar nu rămâi acolo? Nu. Victor, fugi repede după grebă. Mami, dar te poți cățăra acolo pe margine. Da. Victor, fugi repede după grebă. Dar vreau să văd cum o prind. Nu o prind, du-te după grebă. Ai vrut să vezi tu spectacol? Și dacă vă mulțumim pentru vizionare! Pa, pa! Wow, și un cadou! Nu l-ai văzut până acum? Nu.